Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod din Viața la Fermă împreună cu Clorna. Imediat îl veți vedea și pe el. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelul, pentru că astăzi mergem împreună cu Clorna. Ne aventurăm în pădurile acestui joc mirobolant, unde putem da de urși, lupi și poate și alte animale feroce. Mergem la vânătoare, dar nu înainte de a îmi cumpăra ceva gloanțe și eu și Clorna. Și bineînțeles, dacă vă doriți să continue seria asta, să fie multă, multă susținere. Apropo, nu uitați de mărciul la blană pe Nocivanu. Tricouri hanorace ghiozdane cu noul mărci Nocivanu on fire. Hai să intre și Clorna în scenă și să mergem la vânătoare. Până vine Clorna, pentru că este plecat puțin, vreau să vă arăt cum arată momentan ferma noastră de găini, adică cotețul de găini, și totodată să strâng și eu găinațul, că e jale pe aici. Avem peste 15 găini, cred, deja încep să facă ouă. Ouăle astea galbene înseamnă că sunt puișori acolo și că trebuie păstrate până când sunt clocite și ies puișorii, bineînțeles. Deci de aici ne vom îmbogăți noi, după cum puteți vedea în dreapta sus, $1500 avem momentan, dar 2500 sunt împrumutați de la bancă, așa că mergem la vânătoare să strângem ceva cărniță. Ia să pregătesc eu totul până vine Clorna. Și să și vindem cărnița strânsă, bineînțeles. Cred că trebuie să mai cumpărăm ceva culere, să avem spațiu. Aici este pentru ouă. Hai, îl așteptăm pe Clorna. Ia uite-l cum stă aici pe ca. Ce zici, mă, bossule? Să vin așa dintr-o dată. Boom! Nu mai am gloanțe. Să mă credeți că-i plecat ce-l aștept. Uitați-l acolo în stânga sus, camera lui va apărea imediat. Totuși am zis să nu stau degeaba și deja am mai strâns câteva lemne, sunt pregătite să fie tăiate și făcute scânduri pentru următoarele noastre construcții. Mă gândesc că undeva în zona aceasta o să facem casa sau rămâne de văzut. Uite-l pe Clorna, adică cățelul, credea că e Clorna. Fii atent, Clorna, neața. Ce m-am trezit. Hai că am muncit deja, uite, am pus aici și a frumos, am pus lemnele, bam, 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 fii atent. Iar l-a făcut fără mine, boi, și zice că nu trag nimica la fermă. Opa. Stai aici, ai, ui, da, unde aici, sunt eu. Aici, bun, și deschide ăsta când îți zic eu. 3, da. 2, 1, deschide-l. Bum! Mafia ouălelor! What? Ia uite-le! Nu, hai că mai ies! Nocivan! Bun. Nu cred! Cred că ar fi cazul să le luăm, să le și vindem, cât de cât să facem un mărunt momentan. Deci te rog, bagă mâna mea. Hai să... Mai e un al doilea sac. Nu, doar unde ăsta avem, dar o să mai facem rost. Opa. Sau vrei să le strângi tu? Hai, ia, strânge-le tu. Ia, dă-mi-le mie aici, să mă iau să-l însăculeț. Eu mă mai uit dacă mai avem ceva de făcut, am aranjat pe aici. Suntem gata să mergem la vânătoare, Clornas. Hop. What? Hai, închide aici, restul le lăsăm. Le lăsăm un pic. Puțin, n-am lăsat, mi-a picat asta din mână de emoții. La vânătoare. Mergem la vânătoare de urși, lupi și alte ciupacabre. Oh, mi-e frică, Nocivane, dar... Ai mai încredere în mine. Da. Cu zero gloanțe merem, hai, dar la vânătoare. Păi nu, că mergem prima dată să vindem ce avem pe aici, după care mergem să cumpărăm gloanțe și după mergem într-un loc pe care eu îl știu extrem de bun de vânătoare. Ce nume la fermă, ciudat, doamne, fermă. Fermă, acum, adică? Nu știu, am citat. Păi dacă au abonații sau tu un nume mai bun la fermă decât ferma, să ne zică. Lască. Mereu, când venim apoi trecem pe aici, bine, Nocivane. Bun, ai tu un nume bun, nu? Nu, eu nu am nimica, boys. Mă vedem, nu nimic. Fii atent, driftul. Yo. Am și picat din mașină. Bun, lăsăm mașina aici și mergem la vânătoare pe timp de noapte. Sper că ești pregătit. Nu, mi-e frică. O să fie jale. No, hai că am venit cu ghiozdanul. Bun, noi primim în total $267, am vândut, cât de cât eu zic că e bine. Hai, hai de păzi, Nocivane, o zi și $200, e foarte bine, hai da. Easy money. Bun, easy money. Ne trebuie și ăsta cu noi, că poate dormim în pădure în noaptea asta. Aha, oare avem loc amândoi cu unul? Păi nu, că mai cumpărăm unul acum, că mergem la Maga 2.0. Mai era unul? Mai era unul, mai era. Mai cumpărăm unul. Bine, nu-i bai, boss. Eu sunt cât doi, nu uitați. La magazinul ăsta n-ai fost până acum, nu? Niciodată. Opa, ce faci, Nocivane? Ia vezi aici, drifturi. Așa, drifturi în copac, ce bine. Deci ăsta e magazinul din care noi cumpărăm gloanțe, cred. What? Sau nu din ăsta se lua? Nu cred că se lua din ăsta. Nocivane, nicio problemă, eu nu te judec. Sa? Pentru că oamenii bătrâni mai uită, știi? Ce, bă? M-a făcut bătrân? Nu?
Ok, cred că chiar nu se ia de aici. Da, dar măcar am luat încă un sac de dormit pe care oricum îl mai aveam unul și am dat banii degeaba. Da, în orice mare simți că miroase arma, miroase goală. N-ai gloanțe. Hai să mergem să... Exact! Păi știu! Trebuie să mergem să luăm... Opa! Bun, hai să punem... Ce-o furat, mă, ăsta? Nimic, hai, repede, hai... Opa, n-am voie. Bun, 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 hai, urcă. Ai zis că o să conduci tu, vrei să conduci nu, tu? Trebuie încă să nu, totuși, încă nu, da, ai dreptate. Ei stric mașina, nici nu mai mă lasă la fermă, mă cuc afară în pădure. Păi e singura mașină pe care o avem, suntem vai de capul nostru, bă, nu mai pleacă. Ai stricat-o deja. Cum? Ioi! Mamă! Nu cred că vrei să merg acum la vânat pe Luna Roșie. Bă, de ce se numește ferma Nocivanu Pute? Adică? Mă, tu ai făcut o glumiță? Nu? Mă, tu tot apeși fâi și mi-o prești mașina? Nu, e posibil. Băi, nu mai ai deci benzol. Deci mă trolează, îmi pune numele fermei care a luat amândoi Nocivanu Pute. What? Eu lucrez de dimineață, el vine numai seara la plimbare. Băi, eu nu am băgat mâna. Unde se schimbă numele la fermă? De ce tot oprești motorul? Nu opresc nimica! Ok, mă dau jos și vin acasă pe jos să vezi că nu opresc eu. Eu nu mă duc acasă. Opa. Bă, nu mai tot apăsa F! Jur... Da, n-am! Nocivane, uite-te! Am jucat jocul ăsta de m-am plictisit, crede-mă. Deci tu momentul ăsta te joci în trole... Păi da, acum nu s-a mai întâmplat nimic, acum da. Că dat? Mă, tu joci îl trolezi pe Nociv 24 de ore la fermă? Nu. Dar e o idee bună, nu? E o idee foarte bună. Șobolanci. Bun, hai să cumpărăm gloanțe. Ok, până atunci vorbesc cu domnișoara. Nu vă supărați. Cred că am luat totuși cam multe. Deci, aci n-aveți curent de 2 ani de zile, doamnă. Cum stai pe întuneric și așa fericită, nu? Eu nu înțeleg, doamnă. Viața e simplă, Clorna. Da, viața e simplă, că vine și o mâncă pricoliciu. Opa. Bun, trebuie să găsim gloanțe. Primești și tu 24, ia vezi. Ai primit? Stai să pun aci sac. Opa. Da, bun. Am primit 72. Perfect. Ok, acum avem gloanțe și hai să dormim puțin aici. Efectiv aici dormim, în fața magazinului. Deci vorbesc serios. Uite așa, ne punem aici, bam, eu să somn. Ia vezi, mă. Uite. Afară, Clor, dar arată că ești bărbat adevărat. Adevărat, adevărat. Ești vânător adevărat, hai să vedem. Hai să pun la lumină că ni-e frică de întuneric. Hai că eu sunt întuneric. Ioi, cu burta la soare. O, mă, vezi că e un urs lângă tine. Ioi. Boys, iară stă ăsta să doarmă prea mult. Bă, ne-o lua bani de la bancă automat. Nocivane, ăsta nu se trezește. Apasă pe E. Opa, era space. Sau pe space. Bun. Am impresia că nu prea o să ne descurcăm noi în pădure amândoi, dar hai să vedem. Nocivane, uite în spatele tău. Ce? O găină. Ce caută, mă, găina asta aici? Asta o scăpat de la noi de acasă. Hai tu aici, de ce șmecherăi. Boys, așa. Ia pun eu acolo nu. Frumos. Nocivane, îmi pare rău să zic. Găina asta e momiala. Hai da. Hai. Săraca. Da, dar promitem că o apărăm, da? Nu o să moară. Eu... O să murim. Am apărat-o grav. Nu mai pot. Deci o apărăm, da? O apărăm cu viața noastră, boys. Hai, fii atent că o apărăm. Bă, dar nu mai apăsa, mă, F. Uite-te la mine, mă, chiar... Geniza. Păi și de ce se oprește? Oare e stricată? Deci uite la mine. Deci până acum eu locuiesc că apăs F și nici nu știu ce înseamnă F, boys. Dă-i apasă F să vedem dacă tu poți să oprești motorul sau nu. Ok, opresc. Am apăsat acum. Tu nu ai acces. Deci se strică mașina singură. Și el mă certa, boys. Păi da, dar tu ai pus mâna pe ea. Asta este o poveste pentru altă dată. Opa. În fiate, noi trebuie să fim aici cu mare atenție. Te-ai speriat un pic, nu? Vai, ce-a crezut că merem derdeluș în jos. Așa, gen? Yo. No, că tu... Bă, dar ai lipit găina aia cu super glue. Ce ai făcut cu picătura, ia vezi. Bă! I-a lipit cioncele de mașină. Ok, bun. Trebuie să ajungem într-o zonă... Mă, ce casa asta aici? Opa, stai așa. Vezi că casa asta nu era până acum aici. Stai puțin. Să nu de vorbă că intru prin spate. Nu merge să intri. Am intrat. N-ai cum. Este BC aici în spate. Opa. Ce minte, mă. Bun, hai cu mine, Clorna, că eu simt miros de urs. Bun. A, erai tu. I-am dat-o. Urcă, mă.
Opa. Bă, acum vezi că strici mașina. Dar nu a vrut, literal. Deci, literalmente trebuie să bag mâna ca să intru în... Opa, opa, accident. Bun, fii atent, am încredere da. În tine că ești scouter. Știi ce înseamnă a fi scouter? Exact, eu să cu Weti, eu vânez vânătoarea, hai. Bun, hai, zi-mi dacă vezi urs sau lup. Stânga, dreapta. Stat așa. Bate vântul din dreapta, nocivane, du-te în stânga. Așa, în dreapta. E bine, e bine și aici, nu vă supărați, boys, aici e team nocivaiții, boys, hai da. Nocivaiții? Boys, uite-te câtă ursul lângă gar. Ah, ăla e tractor. No. Bine, nocivane, îți pe fază. Oare o fi la fermă în zona asta? Bă, dar ce ne-a crescut ferma, what? Nu e a noastră, mă. Mă, asta nu e a noastră! S-a stricat mașina, ce se întâmplă? Bă, ce fermă are ăsta, boys? Bă, ia uite câta cucuruzul are, floarea soarelui. Du-te până cucuruz, boy, du-te până păpușoi, fain. Mă, dar de ce nu sunt urși? Trebuiau să fie pe aici. Bă, ceva ne, mi-e frică. Ok, boys, îi căutăm. Da! Bă, urs în față, stai, ai grijă. Pregătește arma. Nu, că nu ne trebuie, găina. Nu ne trebuie găina, las-o. Fii atent, mă duc să vorbesc cu el, da? Ok, bun, hai. Fii atent. Ai, da, sărut mâna, domniș. Ioi, ce mare ești, câta blana pe tine. Nu te supăra, vezi? Nu, ce mare, bine, fugi, că-l! Bine, mă! Ți-am zis că cu găina, uita-ci. Primul nostru urs, Clornas. Let's go, uita-ci. Vezi că e priceput, bravo. Uite, cu găina la nas. Hai să-ți fac o poză, ia. Hai, da, și cu găina în mână, uite așa. Bun, hai, vezi că fac cu blitz, da? Bun, cu blitz. Ce blitz e ăla? Pe deci cu blitz? Prinde găina! Păi cum adică că blitz ăla mi-a dat la cap, am amețit. Mamă, cât plouă, în spatele tău, o vezi? O văd. Du-te și a doua. Ok. Bun, hai să tăiem noi ursul. Ok. Și avem cărniță de urs, hai să mai vânăm. Bă, dar pe furtună ne-am ales și noi. Da, e perfect în tematică. Nu, cred că asta e mama natură. Am tăiat prea mulți copaci, boys. Eu cred că am omorât ursul. Hai, pune. Deci nu pot să pun găina asta amărâtă, hai da. Hai, Clornas, deci avem primul nostru urs. Mai trebuie, fii atent, să vânăm încă unul, că avem misiune. Măcar perfect. Încă unul. Eu zic că asta era mama urs, era cam grasă. Ok. Poate puiuții sunt în zonă, trebuie să fim atenți. Bă, dacă sunt puiuți, nu-i atacăm. Boys, aici are de toate nocivanul, dar fiind un vânător de clasă înaltă, unde-s puiuții, boys? Tu te apropii de el, că stai din ăla pașnic. Ai, pașnic! Sărut mâinile! Yo, ce bucuros e să mă vadă! Ai, m-am mușcat! No, nu-i bucuros! Nu mai îngloați, nociv! E prietenos, mă, nu vezi! Nu-i prietenos! Hai! Așa! Gata, mă! Ce face, doarme? Da, doarme un pic! Martinelu, ia vezi-l! Hopa! Deci avem 8 bucăți de carne momentan! Hop! Stai că n-avem loc de cloșcă! Gata! Mă, ce s-o... Bă! What? De ce ai omorât-o? N-aveam loc de găină! Las că am pus-o așa! Așa, în cutie doarme! Bă, n-ai mă cum cu clor, n-ai în cutie doarme. Bun, hai să ne mai uităm, vezi că deja am vânat 2 urși. Sunt priceput sau nu? Să te duc la urși. Deci ești priceput, urma, nu te-ai prea priceput că e pretenos. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Păi acolo nu mă așteptam, că eu credeam că e Mircea, dar era Ștefan, știi? Da. Voi să mai întâmple. Bun, uite-te. Bă, ce m-am speriat, why? De ce? Credeam că e pe aia și nu pe față, boys. Doamne, feri. A fost părul. Ok, trebuie să ne mai uităm după urși sau după lupi, că există și lupi. Nu, stai puțin, că e umbră în șaită. Stai puțin. În șaită, da, dar vezi că ea nu sunt agresivi deloc. Atunci ai bine. Aia puteți să... Yo, puteți să luăm de pază dacă îi vedem să mă lași. Da, deci la ăla poți să-i dai... Lepulesa. Dar trebuie să-i dai o bucată de carne. Serios, chiar poți să-l faci să fie câinele fermei. Perfect. Ia aici. Ce-i bă aici? Deci... Ok, gata, mi-am amintesc că aici e un camping. Rămâi aici, noapte bună. Uai, mi s-o dui vocea. Nocivane? Opa. Hai mă, urcă. Urc.
Mă, da să mă ia în coș. Dacă ai arma în mână, nu poți să urci. Da, am observat și eu, prea târziu. Bun. Ar mai putea mai fi... termină furtuna asta. Nu, niciodată. Ar mai putea fi urși și lupi pe partea dreaptă. Așa. Așa că fii atent. Sunt foarte atent. Mergem cu viteză pe aici, suntem doar noi afară. Ia. Ok, ea de vulturi, vreau Clorna. Ești atent. Stânga, dreapta, da? Nici nu clipesc. Du-te în față, că îmi bate vântul în ueți. E bine? Așa. Boys, eu nici nu văd. Eu spus pe lup. Pe lup? Nu vine să cred. Cred că am intrat în pădurea... Ai văzut ceva? Eu am crezut, dar a fost o piatră. Bun, ești foarte bun vânător. Trebuie să te mai învăț. Putem urca pe munte? Păi da, uite. Cu troșcoleta noastră putem urce. Serios, putem urca în vârful muntelui? Aproape, da. Ce tare, boys, nu se poate. Dar nu știu dacă sunt neapărat animale pe aici. Facem alpinism, boys. N-am idee dacă sunt animale sau nu pe aici. Nu-i problemă. Hai să vedem în stânga, parcă văzusem ceva. Yo. Ești gata să ne dăm cu Sania? Let's go! Ioi! Să urcă pe peret! Ce fain ar fi de așteptat să fiu și eu în prima persoană, boys, dar pe nu sunt. Ține apăsat pe V ca să vezi first person măcar, că e mult mai bine. Eu nu pot să văd first person. Aha, am înțeles. Ca și pasager. Bă, ia uite, căprioare! Ioi, căprioare am vânat! Hai da! N-am gloanțe. Ia-o pe aia tu, că eu am una aici. Deci nocivale, mi s-a întâmplat și fac cu pistolul de a fost automat. Deci, are pistol automat. Deci mi-o beșită te glonțele într-o dată, mă. Yo, ce, bă. Un glonț mai trebuie. Opa. Hai, bă, încarc o dată. Opa. Bun. Ai luat cărnița? Eu nu am din aia. Pe cum nu ai Lada în mașină? Mă scuzați, boys, eu zic că iau cu mâna să fie un adevărat opa. Vezi că dacă găsești lupi, chiar te poți duce cu carne așa să-i, gen, deci, să-i face tei. Tocmai am văzut o cerbiță, dacă era skinwalker, boys. Bun, te pupici? Bun. Nu! A, chiar mai sus, da, uite. Bă, ce-o trăznit acolo, what? Mi-e frică, mă trăznește că am capul chel. Stai. Stai, că mi-e frică, stai. Păi pune-o în mașină. Imediat, așa. Trăznește ca în capul chel. Bă, mi-e frică, mă, că e ca bibelon și-a patrage curentul. Hai, iau și pasta. Asta când i-ai mai făcut felul ăsta? Mamă, ce frână am pus aici. Las cu iau eu. Nu mai avem loc. What? E plin ăsta? Okay. Dar ăsta? Lasă-mă jos. Bun. Perfect, urcă Clornas. La dreapta! Ce? De ce are automată Clorna? Boys, tu ai auzit ce-o tu și pușca, mă? Mă, câte un glonț trebuie să dai. Ok, stai, stați așa că ne antrenăm acasă, boys. Ioi! Uite pe Bambi! Ce faci tu? Hai că eu opresc. Am oprit-o. Bă, câte unu! Câte unu! Stai așa, fii atent, e bine așa? Așa, ia. Uite, așa. Da. Opa. Da, vezi că deja am prins-o, gen. Nu știu dacă realizezi. Nocivane, mai am nevoie de glonțe. Nu mai avem bani. Te rog, cumpără-mi glonțe. Bă, nu mai avem combustibil. Ți-ți apare combustibilul? Deci nu mă apare nimica mie. Mamă, suntem pe roșu. Deci dacă rămânem în pădure, fără casă, fără nimica pe furtuna asta, deci eu nu mai pot nociva câte episod. Sfârșitul. E sfârșitul, boss. Hai că știu o scurtătură prin pădure. Dalin, ai zis. Da. Bă! Urcă repede, no, repede. Te-a cam scos carnea. Hai mă, așa, urcă. Așa. Am urcat. Urcă. Așa, hai, așa. Deci fii atent, mai avem 0,2% combustibil. Și unde-i casa? Păi ce casă? Mergem la benzinărie. Ioi, am înțeles. Eu credeam că trebuie să facem benzină de casă, nu? Nu, că există și benzinărie. Ah, ce tare. Nu mai avem combustibil. S-o dus, am înțeles. Deci, eu zic să... Opa, stai că mai tușește, boys. Mai are un pic. E la pantă și intră, știi? Ia vezi-o. Nu cred. Bine, mă. Nu cred. Ok. Let's go, vrei să faci tu plinul? Da. Băi, nu fă de astea. Și dacă muriam?
Ia deci pompa. Dacă... Așa. Și vezi cât se apare cu verde. Păi eu... Opa. Opa. Bun. Deci stați așa. A, uite, uite, s-o uite, uite. Să oprici furtuna. Deci... Și de dai E aici. Am înțeles. Ia. Boys, bă... Și apasă E aici. A, opa. Dar asta că n-avem bani. Mă. Păi nu avem cum să nu suntem milionari. A, ok. Hmm. Bă, cât de fain e că nu mai plouă. Doamne, ce vreme ne-am ales să mergem la vânătoare. Nu-i bai o fă. Bun, perfect. Sper că ai plătit Clorna pentru că eu plec cu tot cu pompă. Deci s-a văzut cum s-a rupt pompa. 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 Da, hai, urcă, pompa. Urcă, urcă, urcă. Hai da, boys, welcome. Bă, când au trecut 20 de minute, te rog, explică, mi-am impresia că au trecut 2 minute. Deci, boys, nu îi stres că am vânat și tot e ok, nu ceva, nu. Nu, 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 că ne mai deci... trebuie și lupi, neapărat. Aaa, am înțeles, boys, deci și lupul, haide. Așa. Suntem la vânătoare, Clornas. Nocivane, văd în periferia ochilor mei, Maga, welcome. Nu mergem la Maga. Opa, deci asta nu-i Maga, boys, am uitat. Așa, bagă-te în tătă, deci, deci bă, nu era, deci, sunt, ia condutul, mă, ia condutul. Nu apăși în coace, că nu era copac în mijlocul pădurii și, cum se pornește motorul, spune. Pe F. Oh, ok, stat așa. Urcă și apasă F. Bun. Opa. F. Și mergi. Hmm. Opa, wow, mașarierul, mașarierul. Bun. Stânga. Opa. Boys, dar ce se controlează ca o piatră? Aia era dreapta. Păi da, stai, unde-i ferma? Opa. Haide, viața mea. Unde-i ferma, Nocivane? Păi nu mergem la fermă. A, mere să vânăm lupi. Mai vânăm lupi dacă găsim. Ok. Hai, perfect. Du-mă prin pădure și zic eu când să te oprești. Iohoi. Deci bine, da, 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 mi-am pus cent. Ok. Bă, mă, criticai pe mine, uite-te la tine cum conduci. E prima zi și mă uitam după lupi. Deci, stai okay, așa, okay. Eu am înțeles că după lupi. Okay. Nu, mă uit. Cum? Deci cum? Cum stai acolo, jos? Hai. Opa. Bun. Așa. Bun, perfect. Ia uite ce bine conduci. Boi. Opa, opa. Te-ai blocat așa un pic aici în piatră. Dă-i înainte. Pire... Da, da, da. Op, opa. Alertă de ultimă oră, Maga. Nu ne oprim la Maga. Hai, mă, trebuie să găsim niște lupi. Hai, hai, Nocivane, hai. Mhm. Vezi că a fost bine-s. Da, sincer, chiar a fost frumos. Mi-a venit puțin rău și stomacul în gură, dar tot e ok. Unde-s, mă, lupii? Lupii, bă! Lupi, unde-s? Că nu mai ies, boys, welcome. Trebuie să fie pe... Bă, dar se tot oprește motorul, ce are? Da, nu știu. Că doar eu conduc chiar bine. Da. Nu știu ce are, adică, uite. Nu știu, nu știu, boys. E mașină întreținută. Deci... Boys, primul proprietar, nimica n-are la ea, boys, tot ok. Da, deci dacă o vindem, nu da, bate, nu troncă, da, ne-e da, condusă da, doar da, de o bătrânică da, până da, la piață. Exact, 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 boys. Uite, n-am băgat-o pe munți, prin copaci, prin astea. Nu, ceva, ce mă fac cu tine? Băi, se tot oprește motorul, dar nu înțeleg de ce. Nu. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce, nu? Ia, 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 aici trebuie să mai fie. Deci aici am găsit doi urși și în rest nimic. What? Bă! Se aude, bă, lupii! Boi, zici lupii, unde-s? I-auzi? Eu căuta Clorna pe telefon. Ok, uite! Wolf sounds. Wolf așa, sounds, boys. Așa am căuta Clorna. Lasă-mă că mi-au intrat toate reclamele, boys. Mi-au intrat reclamă de la nocivanu.ro pe YouTube. O, bine, mă! Nu știam. No, serios, boys, nu mi-e să cred. No, unde am ajutat în deșert? Păi ne tot ducem pe ei să vedem dacă dăm de vreun lup ceva. Ah. Pe aici sunt șanse mari să găsim urși încă. Ok, aici am găsit ursul data trecută. Da, doi am găsit aici. Aha, deci bine că am ținut minte. Opa. Bă, s-a auzit o albină, ai auzit-o și tu? Am auzit și eu, de-aia am zis și hopa. Ia, ia, înseamnă că avem stup de albine aici. Nu vine să cred. Ia uite-l. Uite. Stai așa. Unde e îs? Mamă, Nocivan... și poți să... Nocivane, dă-i mă. Nocivane, unde e îs? Îți pierdut? Mi-e frică să mă mișc, hai după mine. Da, mă, dar ce cauți acolo? Nocivane, nu știu ce s-a întâmplat. Cum îți la 2 kg? Înslit. Nu.
Deci ce s-a întâmplat? Este să pun un waypoint aici, cât de cât. Hai că vin după tine. O găsi lup! Nu! Dar vin să te iau și te aduc la el. Bun, 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 bun. Doi lupi! Nu pot să cred. Deci am găsit albine, am găsit lupi și tu te-ai dus la 3 km distanță. Da, nu am făcut nimic, literalmente m-a luat. Deci dacă pierdem lupul și nu mai avem câine la fermă, înnebunesc. Deci lupul după ce îl faci câinele fermei, îți apără ferma de lupi, ce să vezi. Nu mi-e să cred, te rog, lasă-mă pe mine să iau lupișorul meu, că nu mai pot. Trebuie să pregătești o bucată de carne. Am aici. Am mai găsit un stup de albine, what? Acum, tu unde ești, mă, în vârf aici? Eu sunt aici, eu... Hai, coboară în stânga, că mă vezi. Opa, opa! Stați că eu sunt... Oh, bună seara, Nociva! Uite ce frumos. Salut! Totuși că ai venit pe aici, uite ce frumos. Cum m-am pus cu spate? Nu înțeleg. Ce faci, mă, ce nu înțelege? Deci, boys, m-am pus pe capotă, dar nu contează. Eu te văd bine. Bun, fii atent, undeva aici să fie lupi, ai mare grijă. Fii atent pe aici. Deci, Nociva, cred că după curba asta. Aha. Da, fix după curba asta, fii atent. Dă-te jos de aici, ia carne. Ok. E un caz de ceva, te apăr. Ok. Și vină după mine, hai. Vezi că sunt doi. Ok. Unde ești, mă? Asta aici. Păi mișcă-te. Oh, ok. Credeam că ne aude lupul care are urechi ciulite. Nu, pe aici trebuie să fie. Sigur. Uite-l în față, îl vezi în dreapta. Îți doi. Du-te. Hai că am eu grijă de unul dacă e. Hai. Rexy. Îi dai cu E, da? Da, Rexy. Rexy, mami, hai aici. Deci cu E. Dă-i cu E, apasă Rex. Rexy, uite aici papă. Apasă E. Da, apasă Rexy, uite. Rexy, opa, am luat rabie. Rexy. Am glumit, nu poți să-l îmblânzești. Tu vorbești serios? Da. Ne-l-a și pușcat pe Rexy. Păi mai e unul. Bă! Vezi că dacă ne omoară pe amândoi, pierdem salvarea și gen... Da. Ok, trebuia să mai fie pe aici. Ia lada și ia carnea de lup, că eu îl mai caut pe celălalt. L-am găsit. Deci chiar nu puteți să luăm lupii, mă, boi. Nu, era chiar tare. Deci, m-ai păcălit a doua oră pe episodul de astăzi. Deci ăsta a fost prank wars, boys. Pe Nocivanu și Clorna Mafer pe fermă. Opa. Clorna Maferma. Nu! Welcome. Clorna Maferma. Fermă. Ia. Bun, hai, deci... Tu ce faci acolo? Nu ceva, ne? Hai puțin să vezi ceva. Cred că ne cumpărăm o fermă nouă în viitor. Uite aici. Bă, ce mă sperăm, ne-o sări mouse-ul, nu ceva, ne, nu știu nimic mouse-ul. Nu ceva, e mă mușcă. Noi. Ia, arată. Nu ceva, ne? Pușcă-l! Dar tu n-ai văzut că eram fugărit de un lup. Deci eu eram în lumea mea. Nu mai, ce poți să cumperi cai. Stai că am și venit. Au, mă lovi mașina. Ies de aici. A, bun. Hai. Ciao. Apasă-mă. Am plecat, Nocivane. M-am uitat la cai. Din cauza ta. La cai, dacă înțelegi. Și uite-te unde m-a dat. Bun, adu-te rog frumos carnea de lup și ne întâlnim la fermă, da? Bun. Opa. Dar asta în episodul următor. Toate cele bune, vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Nu uitați de like, blană, subscribe, blană, spuneți... Dar nu, stai un pic. Înainte de toate vreau să văd dacă ne mai trăiesc animalele. Eu am și uitat că avem animale. Dăm un save aici și să vedem dacă mai trăiesc. Nocivane... Mamă, cât găinați aici. Opa. Oricum... Bă, a murit un porc? No, nu spune că mie să plâng, boys. Bă, a murit un porc! Deci nu spune că a murit Mircea că eu plâng. A murit Barbașana! No, mulți ani trăiască! Da, bă! Opa, stai așa! A, a murit de foame, da. No, boys. Cred că am fost plecați un pic cam mult, dacă mă întreb pe mine. Boys, a fost așa lungă vânătoare. Am găsit un stup de albine. A fost așa lungă vânătoarea, boys, că... Săracă Barbașana, bă! Nocivane, ce ai făcut? Ok, să vii cu... Păi, cum adică, e ferma amândurora, Clorna. Deci duce și vezi cum se cheamă ferma acum, te rog frumos. Că a zis că a făcut glume istețe și eu n-am făcut nimica. Nocivane, nu pute.
Du-te la intrare și vezi ce scrie. Nocivan nu putea, asta scrie. Ah, ok. M-am prins. Da, m-am băgat în copac. Nocivan nu pute. Deci, uite-te unde m-am dus eu. Nociva nu pute, da. Bun. Faza e că ne mor toți porcii. Noi ne vedem în episodul următor. Toate cele bune. Mă duc repede să cumpăr de mâncare, că-i jale. Like-ul blană. Și pa, și pa.